600 de lei, atât costă o noapte în apartamentul prezidențial, care în anii 80 era rezervat doar lui Nicu Ceaușescu, într-un hotel luxos în care putea intra doar cu aprobare de la partid. Construit în urmă cu 28 de ani pentru protipendada comunistă, hotelul a fost renovat și este acum atracția turiștilor străini. Exista loc de pe harta României unde cuplul prezidențial să nu fi avut o vilă de protocol. De la Neptun la Covasna, Timișoara și până în vârf de munte, la Bâlea, casele erau permanent pregătite să-și primească oaspeții, membrii protipendadei comuniste. La Cluj, în 1985, Nicu Ceaușescu a construit un hotel pentru tinerii partidului, un apartament pregătit la orice oră din zi și din noapte să-l primească pe fiul cuplului prezidențial. Această zonă unde este acum masa cu scaune era dormitorul. Era dotat cu tot ce înseamnă o baie modernă, ceea ce pe vremea aceea poate noi nu aveam acasă. Când s-a dat ordinul ca să construiască acest hotel, hotelul a intrat practic în administrarea acestei organizații de tineret a Partidului Comunist. Ana lucrează de 28 de ani la hotelul din Cluj. Avea întotdeauna o cafea pregătită pentru Nicu Ceaușescu. Era foarte prietenos. Întotdeauna când venea ne întreba de familie, de noi, venea de la București. Nu făcea propagandă, nu făcea politică când venea aici. Dânsul când venea împreună cu părinții, noi întotdeauna eram... Nu alertați cumva, dar pregătiți. Se știa că Nicu Ceaușescu, oricând ar trebui să fie binevenit aici. Până în 1989, în hotelul pe care fiul președintelui îl numise Casa Tineretului, se intra doar cu aprobare specială de la partid. Să poată să primească la cel mai înalt nivel. La 3 ani de la Revoluție, hotelul a fost preluat de autoritățile locale. I-a fost schimbat numele, apoi a fost renovat și a intrat în circuitul turistic. Pentru 600 de lei, astăzi oricine se poate caza în apartamentul lui Nicu Ceaușescu. Este o atracție pentru multe dintre vedetele noastre. Chiar dacă apartamentul este mult mai mic decât acum 20 de ani, iar mobilierul a fost schimbat în întregime. Tot hotelul a fost renovat în aceeași notă de design. S-au băgat aproximativ 3,4 milioane de euro. Motiv pentru care până și străinii care poposesc la Cluj aleg să se cazeze în apartamentul prezidențial, rezervat pe vremuri doar prințișorului.